Salutare, oameni buni! Astăzi voi face o scurtă prezentare la câteva playere de muzică pe care le puteți instala pe dispozitivele dumneavoastră Android. Am ales două playere prin care puteți asculta muzică proprie și trei prin care puteți asculta muzică de pe internet în mod gratuit. Voi începe cu cele două playere prin care puteți asculta muzica proprie, după care va urma categoria celor trei care necesită conexiune la internet. Prima aplicație este Black Player, Music Player. Această aplicație o puteți descărca din magazinul Google Play. Are un rating de 4,5 stele și un număr de peste 5 milioane de instalări. În continuare vă voi prezenta și celelalte aplicații din magazinul Google Play, după care vă voi face o scurtă demonstrație a fiecarei aplicații. Cea de-a doua aplicație este Dub Music Player. Puteți descărca tot de pe magazinul Google Play. Are un rating de 4,6 și un număr de instalări de peste 10 milioane. Stream are un rating de 4,5 pe Google Play și un număr de instalări de peste 10 milioane. Această aplicație se conectează la YouTube și partea frumoasă este că puteți minimiza fereastra YouTube-ului în timp ce ascultați și puteți face altceva pe dispozitivul dumneavoastră Android. Următoarea aplicație se numește Spotify. Aceasta are un rating de 4,6 și un număr de instalări de peste 100 de milioane. Prin această aplicație puteți face streaming. Tot ce trebuie să faceți este să vă creați un cont în această aplicație și puteți asculta muzică gratuit. Ultima aplicație din top este SoundCloud. Aceasta are un rating de 4,5 pe Google Play și un număr de instalări de peste 100 de milioane. Și în această aplicație va trebui să vă creați un cont gratuit, după care veți putea asculta muzică de pe internet. În continuare voi face un scurt demo la fiecare aplicație în parte.
asta a fost pe astăzi, așa că dacă aveți ceva de spus, puteți să lăsați un comentariu în secțiunea de jos sau să mă contactați la adresa de e-mail din descriere. Și nu uitați să dați un like și un subscribe la canalul meu de YouTube pentru a fi la curent cu următoarele postări. Data viitoare!